Vrei jocuri jumechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Bine v-am găsit, băieți, la un nou draft pe acest canal. Vă mulțumesc foarte mult pentru numărul de like-uri sunt la episodul data trecută și după cum v-am promis, dacă strângem 5.000 de like-uri, o să apară un nou draft și l-am invitat pe Parpanel să-mi facă draftul. Așa că nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să strângem peste 5.000 de like-uri și promit că o să apară următorul draft. Și dacă strângem peste 5.000 de like-uri, o să o pun pe Cătălina să facă ea draftul. Așa că Parpanele, haide să intrăm. Ai grijă ce alegi. Pentru că las totul pe mâna ta, hai, ia tu maneta, eu stau cu mâinile, n-am nicio treabă, ia să vedem ce formație avem pe aici. Alege! Băi, lasă-l încolo de portar, iarăși îți bagi joc de mine. Asta e bătaie de joc. Aha, să nu dai penalti. Din nou, deci portarul ăsta e crimă, jur. E crimă, jur. Deci nu mai în blocaje... Penalti. Și e roșu, fii atent că e roșu. A făcut el ceva de ea, dar roșu, că nu lua roșu doar așa. Bine, te par nu dau gol. Hai să vedem. Băi, am dat de cursor, jur, l-am tras înapoi, l-am tras să vină pe centru, n-a revenit. N-a revenit, uitați-vă și voi ce ghinion. Nu se poate! Băi, ce se tot întâmplă de rămâne mingea la el? Nu, no, uitați-vă gol. Da, asta a fost, băieți. N-am avut ce. Deci, chiar n-am avut ce să fac. Ia minutul 117. N-am ce. Deci, pur și simplu, a avut un noroc teribil. Da, într-adevăr, penaltiul ăla pot spune că a fost prostia mea. N-a fost vina jocului. Dar, în rest, ocaziile pe care le-am ratat și așa mai departe, părerea mea că n-aveam voie să ratez așa ceva. Goresca! Bară! Nu! Nu, îți ba joc de mine! A fost offside! Îți ba joc de mine! Îți ba joc de mine, jocule! Cum poți să ratezi așa ceva? N-aveai voie niciodată, niciodată, frate! Nu, no, asta a fost... Deci spuneți-mi voi mie că ăsta nu e... Ce ghinion curat? E puțin spus. Hai că mai am timp de un atac. Nu, frate, nu-mi tăia atacul. Bă, am pierdut, dar nu meritam, jur. Deci moftic că nu meritam să pierd, frate. Ce noroc împuțit a avut. Ai avut? Băi, dacă ești român și te uiți, sau străin, sau ce-ai fi tu, te uiți. Bă, n-ai meritat să câștigi. Deci numai ratări una și una am avut, frate. Hai să trecem la premii. Vine, mă, cu asta, deschizi tu premiile. Uite că-s 6 pachete de gold aici. Deschide-le tu, că nu mai pot. Pe la verde, așa. Băieți, deci mi s-a părut incredibil, deci incredibil, dă-i schimb că e un pachet prost. Deci incredibil, incredibil. Și au bătut joc de mine. Bine, e și delay-ul pentru că știți ce? Este coronavirus și toată lumea se joacă. Și e un delay execrabil. Dar oricum, una peste alta. Un noroc. Deci frate, atâtea bări. Ratări, frate, câte ratări. Nu se poate. Și să dai golurile ăștia din unele, părerea mea, că din noroc. Na, asta este, se mai întâmplă. Chiar îmi pare rău. Băi, frate, îmi pare așa de rău. Deci jur că știu că nu meritam să pierd acest draft. Sau măcar acest meci. Nu meritam, frate, să-l pierd. Hai că avem și pachetele astea acum primit. Aoleo. Băieți, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade. Data viitoare punem pe Cătălina să ne facă draftul și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa.